să te îndrăgostești. Și asta e tragedia multor familii. Tragedia care distruge familii este asta. Că tinerii se îndrăgostesc de o, băieții se îndrăgostesc de o fată, dar apoi se căsătoresc cu alta. Fetele se îndrăgostesc de un băiat și apoi ajung, din diverse motive, să se căsătorească cu altul. Și știți ce se întâmplă aici? Oameni nefericiți, și unul și celălalt, și tu nefericit și pe altul nefericești, pentru că nu-l iubești, pentru că tu ți-ai consumat iubirea cu altcineva. Și câte căsătorii și câte familii n-am văzut și după 10 ani și după 20 de ani, ea încă îl mai compară cu fostul ei și cum era și ca, câte n-am mai auzit, dacă mă măritam cu, să vezi ce bine o ducea. Oameni care nenorocesc familiile, nenorocesc copiii, află și copiii de aventurile lor, de îndrăgostirile lor de altă dată și de reproșurile și de regretele pe care le au după 30, 40, 50 de ani, că ei au vorbit în tinerețe, că au prietenit cu nu știu cine și intră în viața de familie cu sentimentele, cu materialele, să zic, prin sat. Termină turnul, cu ce? Că tu cărămizile deja le-ai împrăștiat, că tu nu mai ai nimic și începi să faci turnul, dar de unde? De asta e important. Iubiți tineri, rugați-vă, eu totdeauna m-am rugat pentru asta și în tinerețe mi-am dat seama, rugăciunea mea asta a fost, Doamne, nu vreau să am o relație care să nu fie urmată de căsătorie. Nu vreau să mă îndrăgostesc de cineva care nu va fi apoi soția mea. Nu vreau să consum sentimentele pentru cineva cu care nu le voi împărtăși apoi toată viața. Nu vreau să umblu din floare în floare, ca la urmă, după ce s-au ofilit toate, să aleg ce rămâne, să culeg. Asta este extrem de important și de asta pentru tineri este extrem de important lucrul acesta, pentru că nu se înțelege bine ce înseamnă tinerețea. Ce înseamnă apoi căsătoria, ce este iubirea și cum ar trebui ea folosită și cum ar trebui o familie să fie întemeiată, adică pusă pe o temelie solidă, astfel încât iubirea pe care o ai și peste 10 ani și peste 20 de ani și peste 30 de ani să rămână aceeași, să rămână acolo.